venit. Atât de rochii frumoase. Bate inima. Haideți să vedem ce vi se potrivește și cu cine începem. Eu vreau. Am fost prima care a aprobat rochii de mireasă. Am neapărat să fie de prințesă. Asta? Vreau ceva să aibă și puțină mânecă. Uite, uite asta. E și cu spatele gol. Vreau să fie și decoltată, eu puțin. Și decoltată și cu mânecă. Poate și asta care are mânecuță. Și e și decoltată. Da, așa am probat, cred că, a treia a fost. Din toate trei astea îmi place cel mai tare. Dar e transparentă. Se vede tot. You're like an angel. Așa vreau, nu? Când m-am văzut cu voalul în cap, așa mi-a trecut un fior prin tot corpul și am zis, wow, chiar se întâmplă acum și am avut mari emoții. Mi-a plăcut. M-am simțit chiar mireasă. Oh my God! Da, foarte frumos. Cred că pe asta o vreau. Îmi place foarte mult și abia aștept să-mi vadă Marian cu ea. Trebuie să mă abțin, să nu-i spun cum e, trebuie să nu-i spun nimic. Asta rămâne. Îmi place mult de tot. Cine urmează? Hai că între timp să ne aș vrea eu, dar nu mă lăsa, Ana. Haide. Te las. Tu ești slabă și înaltă, deci ție, da, te potrivește. Ai vrea sirena? Da. Îți plac rochile sirena sau largi din talie? Sexy. Uite, asta are și un corset. Se pare foarte frumos în partea de sus. Superbă. Eu pe Ana aș vedea-o cu asta. Da, cineva înalt. Tu să... Da. Și eu mi-aș dori ceva. Oricum merii goi, oricum mânicuți un pic. Rochile au fost superbe, dar m-am simțit cea mai bine în rochia mai sexy puțin. Stă bine, da. Și mi-a plăcut foarte bine. E albă, puțin așa, cu niște detalii prețioase. Am eu, vin să plâng. Băi, dar chiar că boară, schimbă tot jur. Că mi s-a pus valul pe cap, am simțit că mi se mai în picioarele și că leșim. Și m-am emoționat. Tare, tare. Așa se zâmbește ziua mea. Am leșit. Are poleană. Simt că o să vină mami. Și că o să fie lângă mine. Sigur o să plângă, nu să mă vadă. Adică m-am emoționat eu, dar păi ce dragi. Nu știu cum să reacționez de lume. Chiar nu știu. Cred că o să se emoționeze, cred. Nu, asta, da, du-te în viață. Asta. Pe asta am vrut și eu să o probez. Dar vine asta, fain. Dar okay, așa. Asta. Da, asta. Okay, asta da. Ești prințesă. Da. Asta-i. Vezi ce bine vine la sâni, îți dai sâni. Uf, am fost foarte emoționată. Și nu mi-e să cred că chiar m-am murit. Merge mare finală. Nu, este să mă mărit. Cu siguranță mama o să plângă când o să mă vadă și mereu am spus că nu mă voi căsători. Niciodată nu mi-am imaginat cum o să fiu un rochie de mireasă sau modelul sau fizic genul ăsta. Deci gata, asta rămâne, nu? Da. Da. Abia aștept să mă vadă și Bogdan. Cum o să reacționezi? Să spună, tu ești viitoarea doamnă Bachnev. Nu, aia e prea... Da. O să vezi că vine bine așa. Numai că e prea... Da, asta îmi place. Am gândit puțin și la lungime, la dans, la faptul că blazul să aibă ceva auriu și trebuie să fim din același film. Cred că asta o să țină. Și eu mă gândeam tot mai aia. De când am intrat am văzut-o. Da. Cu nod în gât, cu fluturi în stomac. I found a love.
Eu cred că asta e. Darling, just dive right in. Follow my lead. Asta e. Asta, nu? Da. N-am mai făcut asta până acum, chiar nu am mai probat rochii de mireasă sau voal sau chestii de genul și a fost așa. Nice, Liza, da, clar. Bună, chiar mă mărit, ei se întâmplă, ei? This is, da, da. E pentru tine. O să nici mai vezi să mai cobor ce aveți. O să leșină, vezi, o să leșină. Ești frumos. Dar asta nu te deranjează la pupat, te poți pupa liniștită. Păi nu, că Blaze are buzele de un kilometru, deci ajunge până la ea, e ok. Vrei să o provezi? Da, aș vrea, aș vrea, da, ok. Oricum, asta sau asta? Da, fi. Da. Se poate? Tu, Alina? Eu vreau să o provez pe aia, dacă nu știu. Mi-aș dori o rochie să mă avantajeze și să-mi vină în talie, lungă. Asta. Ai spus? O să o probez. Dar că nu prea ce cu poate fi și scurtă. Da, nu știu ce să zic. Ce rochie mi-aș dori. Te-ai întristat iar. Da. De ce? Păi n-am găsit rochie și... E faină. E drăguță. E faină, rog de tot. Foarte fresh. Și altfel. Că nu, o rochie lungă nu te văd. Că ești micută. E mică de sătură. Da. Sunt ok. Nu-ți place? Nu? Că mie îmi place tare. Și culoarea îmi place cum îți vine. Însă, pentru faptul că nu am găsit rochia potrivită, m-am întristat și mai mult. Uite, asta e rochia pe care vreau să arăt acolo. E faină, așa e? Cu ce să încep? Hai să încep un pic cu finalul, că nu vreau să las lucrurile așa. Ce s-a întâmplat, Alina? Cum am spus și acolo, da, eram... Adică vedeam fetele că probau rochii, bineînțeles, și pentru faptul că eu n-am găsit o rochie care să-mi placă, m-am întristat puțin. Și cumva, la finalul celor 5 luni, așa, poate că e și tristețea asta că nu s-a împlinit și visul tău. Bineînțeles, da. Dar... Eu sunt convinsă că cei al tău e pus deoparte și că dacă nu l-ai cunoscut aici, o să-l cunoști afară și într-o bună zi o să porți rochia de mireasă. Nu m-am tristat că nu purtam rochia de mireasă pentru că oricum m-am obișnuit cu gândul. Pur și simplu că nu mi-am găsit o rochie pentru mine și voiam măcar la finală să arăt bine dacă nu sunt mireasă. Bine, uite, fii atentă, pentru că mie nu-mi place să las lucrurile așa neterminate și mi se pare că fiecare a venit aici cu un vis. Vreau să te gândești foarte serios dacă nu ai vrea să vii în sezonul al patrulea. Te rog să te gândești la chestia asta. Că dacă n-a fost acum, poate cine știe, o să fie... Ok, o să mă gândesc. Da? Da. Fetelor, sunteți foarte frumoase. M-au emoționat imaginile astea. Am avut așa un nod în gât și mi-am imaginat cum privesc mamele voastre de acasă. Că sunt sigură că s-au uitat și că se uită și că și-ar fi dorit să fie acolo la fitting cu voi, dar o să fie, o să fie duminică, sunt convinsă că o să vină. Cum v-ați simțit? Foarte bine. Emoționant. Da. Și acum când am privit. E un moment, așa-i? Mai ales când am pus valul pe cap. Schimbă tot valul.
Foarte frumoase rochile, bineînțeles și voi. Și acum când v-ați văzut acolo în rochii de mireasă, ați conștientizat că vi se schimbă viața? Exact. Și că vi s-a schimbat, de fapt, viața. Da. Alina? Toate plângem. Toate plângeți, da. Dacă plângi, înseamnă că vrei în sezonul al patrulea. Fiți atenți, dacă o mărităm în sezonul al patrulea, să veniți. Chiar dacă n-ați fost cele mai bune prietene, dar ar fi frumos să fiți alături. Eu am promis că o votez dacă vine în sezonul al patrulea. Da? Da, o votați, ok. Și mamele s-au emoționat normal, pentru că e un moment cu totul și cu totul special. Fetele își contemplau simbolic fericirea, toate bucuroase că a sosit clipa în care fiecare poate proba rochia de mireasă a visurilor ei. Una mai frumoasă decât cealaltă, nici nu știu, sincer, m-am uitat la fiecare în parte. Rochiile sunt diferite, arată foarte, foarte bine, sunt foarte frumoase, voalul e de efect. Îți dă senzația aia de chiar se întâmplă, chiar ne luăm. La cei 23 de ani, Cosmina nici nu putea nimeri mai bine, având în vedere că se vede că e clar îndrăgostită de Ali. Chiar dacă nu fac pasul, vreau să văd cum aș arăta. Am curiozitatea asta. Tot așa cu voal vrei? Cu voal. Vreau să încerc. E foarte frumoasă și mi se pare vintage. Mânecă lungă, e clasică, e... Da, e așa. Cum este rochia care o moștenești de la mama. Da, îmi place foarte mult. Da. Frumos. Poftim. Mulțumesc. Să-ți poartă noroc, poate. Poate te mări și tu până duminică. Ți-aș fi plăcut să te căsătorești și tu pe 1 august? Simți că ești pregătită? Ca și sentiment și spontaneitate, da, nu știu. Gata? Da. Nu știu cum arată, m-am văzut. Cu logodna și cu tot am simțit că a fost la momentul potrivit, chiar dacă a fost rapid. Mamă! Deci nu știu ce aș spune despre 1 august. Mai bine rămâne așa cu da, nu, așa, un puțin mister. Este cum ai visat sau? Da. E frumos. Deci din start, din secundă, vai de mine. Nu plânge, Cosmina. Nu plâng, cum să plâng? Pune-i și voalul. Da, aș vrea să văd cu voalul. Mamă! Este prima oară când probez o roche de mireasă și a fost, nu știu, mă așteptam să găsesc un defect sau să găsesc ceva ce să nu-mi placă și culmea mi-a plăcut la maxim. Deci cred că dacă ar fi să fac pasul asta, aș lua-o. Ce zic și eu acasă? Nu, nu e bine să iei dinainte. Nu e bine. Ia, freacă-te un pic să-ți prind. Uite că merge și pe coc. Mamă, chiar îți stă bine cu coca. Da. Doamne. Deci mie mi-ar fi fost prima opțiune asta. Nici n-aș mai fi probat altceva. E foarte frumoasă. Mulțumesc. Chiar da. Îmi stă bine. Și e și perfectă. Da. Îmi vine, da, e... Parcă a făcut-o pe și gamă. Nu e nici stea. Bine, mă dau jos imediat. Mă mai uit o secundă. Bunii, când mă vede în rochea de mireasă. Nu, nu. Mă uita la mine. Bunii. M-am îmbrăcat de roche. Doamne, superb. Ok, perfect. Un vis frumos și totodată o reverie pe care odată probată nu mai pot scoate din minte și din suflet. Dar să revenim la realitate. Tu vrei cu mânecă lungă, mi-ai spus. Mi-ar plăcea. Asta nu? Dar rochia e cam prea mult. E și cald, mânecă lungă. Mi-ar plăcea să fie mâneca acolo. O să-ți iei un șal. Pe care să-l am și timpul dansului, nu pot. Ba da, poți. Sau poți, un an. Până la urmă am decis să optez pentru o rochie care se aseamănă cumva cu o potențială rochie de mireață. Sper să-mi placă. Da. Este roz, deschis, pal. Arată foarte bine, se potrivește foarte mult cu dansul mirilor pe care o să-l facem. Am și emoții. Și am spus cumva e din povestea respectivă și cred că se potrivește și îmi place foarte mult cum vine. Fac și eu ca în capra mea, e o scorpie. Ai rochi pe piersică. Mie îmi place tare. Foarte frumos. Mă stă cu asta.
Este foarte fină și elegantă. Și fină și lui. Asta faină. Cred că lui Alin îi va plăcea foarte tare rochia. Așa am eu o presimțire. Mie îmi place. Și culoarea, adică aceeași culoare cu pielea, e foarte frumoasă. Și poți să-ți pui niște sandale negre și un plic negru. Cred că i-ar fi plăcut mai mult rochia de mireasă, dar din păcate consider că se poartă odată în viață și asta când e comunia religioasă. A fost așa, dragoste la prima vedere cu rochia aia. Da. Cum ți s-a părut, Cosmina, rochia de mireasă? Foarte bine, nu mă așteptam să văd așa în rochie de mireasă. Bunii, pregătiți-vă că urmează. Când o fi să fie, nu? Când o fi să fie. Cum vi s-a părut, Cosmina, în rochia de mireasă, doamna Daniela? Nu era rochia pe gustul meu, dar îi stătea foarte bine. Păi dacă îi stătea foarte bine, înseamnă că... Da, dar nu e gustul meu. Vintage, dar era transparentă, rău de tot. Și ei, și acum știi că se poate lucra la asta cu transparența. Pui o jupă, a ta rămâne transparent așa? Sau? Da, cum vi s-au părut fetele? Ia să vedem. Superbe. Foarte minunate. Au fost așa cum... Vi le-ați imagina? Bine, vă dați seama că acolo, când o să le vedeți în cadrul ăla de vis, când o să le vedeți machiate ca pentru pe această petrecere, bine, coafate, fiecare cum o să își dorească. Cum vi s-au părut? Foarte frumoase. Ca niște îngeri. Ca niște îngeri. V-au luat așa un pic emoțiile, nu? Da. Mi-am amintit de tinerețe. Doamna Malvina. V-ați... Când a fost nunta acum? În 77. În 77, când m-am născut eu. Da. Da, sunt niște momente cu totul și totul speciale. Aveți, știți cum vreți să vă machiați, cum vreți să faceți părul sau încă mai... Da. Tu, da?